Viteza maximă cu care pot circula șoferii în localități ar putea crește până la 60 de km pe oră de la 50 de km pe oră. Modificarea ar veni pentru a fluidiza traficul și de a scurta perioadele petrecute de șoferi la volan. Măsura ar urma să vină în sprijinul transportatorilor și investitorilor din România care vor beneficia de un timp redus de transport al mărfurilor. Excepție vor face orașele și municipiile unde modificările se vor face numai cu avizul poliției rutiere. Dacă se face selectiv, da. Deci, pe anumite drumuri se poate mări viteza, pe unele chiar se poate micșora. Cetățenii spun că această măsură este binevenită, întrucât șoferii oricum nu respectă viteza cu care se circulă în prezent în localități. Nu cred că e mare chestie, că e și așa, nu prea respectă. Majoritatea oricum nu respectă. Pare foarte rău, nu respectă. Dacă treci un tir, eu stau în comuna Inove, șosea națională sau ce, te ia pe sus, nu că mai te... E dificil cu viteză mare, pentru că străzile sunt foarte apropiate unele de altele, intersecțiile sunt foarte dese. Nu sunt condiții de parcare, parchez în stradă, mașina e aproape de, aparcată e aproape de intersecție, cel care vine din cealaltă direcție nu poate să vadă pe, prin spatele ei sau prin fața ei cine îți vine din stânga sau din dreapta. Dar la drum lung, de exemplu, prin localități? Doamne, la drum lung depinde și de la drum lung de localități, care au străzile, care au gospodăriile foarte aproape de stradă și n-au trotuare, n-au așa, trebuie viteză mai mică. Cei care au case, adică sunt localități care au casele mai retrase, cum este spre Lugoș, Timișoara, nu? Acolo poți să mergi, nu văd, poți să mergi și cu suta, nu? De asemenea, s-ar facilita traversarea localităților situate de-a lungul drumurilor naționale și europene și vizează creșterea vitezei medii de deplasare pe drumurile din România, dar și reducerea duratei călătoriilor rutiere.